despre monumentul cunoscut ca și Castelul Bathory. Sunt un pic timorat de camere. Sper să nu mă bâlbâi. Cred, încerc să spun lucruri pozitive și cred că șimleului se face un pic de nedreptate. De ce? Pentru că întreaga atenția sălăjenilor este îndreptată înspre Porolisum. Toată lumea știe despre Porolisum. Cât de frumos este Porolisum și cât de important este Porolisum pentru istoria actualului județ Sălaj, dar probabil că Șimleu ar trebui pus cel puțin pe picioare de egalitate, dacă nu chiar mult mai important din acest punct de vedere al monumentelor istorice și al istoriei sale. Șimleu Silvaniei, din punct de vedere istoric, este una dintre cele mai vechi localități, adică avem urme ale locuirii din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Despre Castelul Bathory avem primele știri că ar fi fost construit după 1450, când membrii ai familiei Bathory, familiei nobiliare, au coborât de pe deal, pe dealul cetate, a fost pe dealul actual numit cetate sau Varheg, de către comunitatea maghiară din Șimleu, adică dealul cetății, a existat o fortificație din piatră. După 1450 au coborât și au construit un mic castel, din care azi putem vedea cele două turnuri circulare din interior. Și aici am să vă rog să faceți un exercițiu de imaginație și să vă închipuiți un castel cu patru colțuri, trei dintre colțuri cu turnuri din astea circulare, iar al patrulea acolo un turn pătrățos, așa, patru la termen, rectangular, da? Cu o curte interioară frumoasă, cu o fântână în acea curte. La aproximativ un secol, tehnica de război se dezvoltă, apar noi tehnici, artileria are un rol esențial și se hotărăște să se extindă castelul și se face această incintă, se extinde cu patru turnuri de colț în stil italian, deci în pas cu moda vremii. Da? Turnul de poartă. Turnul de poartă are o încărcătură istorică aparte. Dacă vedeți, accesul în cetate se făcea dinspre actualul sediu al poliției și turnul porții sau clădirea porții păstrează un încadrament, un splendid încadrament, parte dintr-un încadrament renascentist cu blazonul acelei familii Bathory. Pe acolo a intrat și Mihai Viteazu după Guruslău, da? A trecut. Și știm că a ocupat această cetate după ce l-a înfrânt pe Sigismund. Este foarte important, turnul este unul dintre puținele elemente păstrate în picioare, iar dacă vedeți acolo sus, la etajul al doilea, aceea este, de exemplu, o ușă pentru încărcarea pulberei. Pe partea cealaltă există ferestre de tragere, deja vorbim de o epocă în care praful de pușcă este folosit în război. Sunt ferestre de tragere și probabil pe acolo cu scripete încărcau butoaiele cu pulbere. De la Brașov să ne facă descărcarea arheologică într-un colț al cetății. Asta se întâmpla undeva în anul 2006. După ce a făcut săpăturile de rivare, ne-a spus că nu se poate discuta decât de extinderea suprafeței negociată oarecum inițial. Adică nu se putea începe proiectarea până când nu descărcam arheologic partea interioară a cetății și apoi să avem partea de călcare, adică partea de pornire a proiectului. Și tot așa s-a tot extins lucrurile pe care le-au găsit în cadrul săpăturilor. O să vă uitați acolo și o să vedeți toate etapele de săpătură din interiorul cetății. În partea dreaptă o grămadă de lucruri care s-au găsit prin descărcare arheologică. Ne-am tot extins pe resurse financiare proprii, așa până la vreo 100 și ceva de mii de euro, 120 cred că, până am descărcat arheologic toată curtea. Toată curtea, o curte care era cu copaci, cu stejar, cu așa mai departe, o trebuie să dispară stejarul respectiv pentru a putea să vedem ce este în interior. După ce am finalizat asta însemna anul 2009, am încercat, pentru că resursele pentru
pentru por în acea perioadă erau înghițite deja pe regiunea noastră. Am avut promisiune atunci că se vor împărți de pe zona de sud și de Moldova, unde rămăseseră, se vor împărți și se vor aloca mai mulți bani pentru regiunea de nord-vest, lucru care nu s-a întâmplat, pentru că Uniunea Europeană s-a dus pe ideea că trebuie dezvoltare uniformă, nu într-un loc mai mult, nu numai puțin. Una peste alta am rămas cu proiectul spre finalizare, am avut încercări pe la Ministerul Dezvoltării, ne-am zbătut destul de mult pe acolo, am rămas cu proiectul nefăcut. Acum am aplicat pe POR și dintr-o greșeală foarte mare a tuturor, inclusiv a mea, am ratat proiectul pe POR. Adică alimentarea cu apa cetății se face printr-un spațiu verde pe care vi l-am arătat înainte, e vreo 3 metri. Totul este întăbulat pe oraș, mai puțin acest spațiu verde care este pe statul român. Efectiv, n-am observat niciunul, nici măcar eu, care sunt inginer. Și vă dați seama că ne-a respins proiectul pe acest considerent că nu este orașul Șimleu, că este statul român. Sigur, din punctul meu de vedere, e o birocrație exagerată și o grămadă de fonduri europene se pierd pentru această birocrație, pentru că eu sunt convins că nimeni de la Bruxelles nu ar avea vreo problemă pentru un astfel de caz. La fel de adevărat este că am greșit și noi. Trebuia să fie și acea bucată pe orașul Șimleu. Deci n-are rost să aruncăm vina în curtea altora când o vină destul de mare este și a noastră. Bun, acum ce se întâmplă în continuare? Partea de poartă dinspre poliție și încă o clădire care se va reabilita, va merge pe fonduri norvegiene. Acolo nu avem cum să ratăm. Dar partea de interior există o sesiune acum de reabilitare a locurilor părăsite, creare de spații de agrement și de spații verzi. Asta ce înseamnă? Înseamnă că curtea cetății și toate zidurile care sunt vor trebui acoperite. Le vom marca prin încă n-am gândit variante, avem două variante. Prin gabioane de piatră. Adică tot ce înseamnă zidurile vechi să fie marcate prin gabioane de piatră sau prin vegetație de genul gard viu, stil de gard viu mai interesant. Vom face o dezbatere pe tema asta și vom vedea care este soluția cea mai bună. Sunt lucruri care în primul proiect n-au fost eligibile, în acesta sunt. De exemplu, un teatru de vară care ni l-am propus să-l facem într-o zonă a cetății. Nu era eligibil pe partea de reabilitare cetate, dar pe reabilitare de spații, pe reabilitare și creare de spații verzi este eligibil. Deci una peste alta, ca să nu vă țin prea mult cu poveștile mele, una peste alta este un proiect foarte important și dacă prin absurdul absurdurilor nu vom reuși să accesăm fonduri europene, orașul este obligat să se împrumute, nu avem niciun leu luat credit, să se împrumute ca acest proiect să se finalizeze pentru faptul că este polul principal al viitorului Șimleu turistic.